2-10, 2-10. Iulian, Nicoleta, domnule profesor, vă rog. Doamna Elena Neacșu este invitată la dezbatere. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, vă salut și vă invit să fiți martori și chiar să participați la o dezbatere, așa cum vă spuneam, despre un capitol mai puțin cunoscut din propria noastră istorie, mai puțin cercetat. 20 februarie este ziua eliberării romilor din sclavie, este ziua dezrobirilor. Așadar, o dezbatere, sper eu, liberă, dezinhibată, scuturată bine de prejudecăți etnoculturale, despre noi și despre ei. Cred că o istorie sinceră a lumii, dacă va fi vreodată scrisă, ar trebui să conțină un capitol important dedicat acestui fenomen. Fenomenul sclaviei. Este un fenomen care traversează absolut toată istoria umanității, din antichitate, cel puțin, și până în secolele 19-20. O istorie sinceră a lumii, dacă va fi scrisă vreodată, ar trebui să vorbească la modul onest, deschis, despre suferință, despre dorința unor comunități și capacitatea unor țări de a le domina pe altele, și despre lupta unor categorii etnice, socioprofesionale, pentru emanciparea lor. Avem o luptă a femeilor pentru emancipare, care încă nu este finalizată, dacă e să privim acest fenomen la scară globală. Avem o luptă pentru emanciparea românilor ardeleni, avem o luptă de emancipare a evreilor, avem o luptă pentru emanciparea comunității romilor. O istorie sinceră a poporului român, dacă ar fi fost cu adevărat scrisă de regretatul Florin Constantiniu, ar fi trebuit să conțină un capitol dedicat sclaviei, în special sclaviei romilor. De ce? Pentru că este cea mai îndelungată perioadă de sclavie a unei comunități etnice din istoria lumii. Gândiți-vă la faptul că populația afroamericană are atestat documentar prezența acestui fenomen în spațiul nord-american, începând cu anul 1619. În 1861, sclavia este abolită formal, generează un primul mare război modern, războiul de secesiune. Apoi America intră într-o etapă de segregare rasială până în 1968 și are și în prezent un fel de melting pot egalitarist. În România, sclavia este atestată începând cu finalul secolului al XIV-lea, în Țara Românească este primul document, anul întâi, voievod, care în 1385, dacă nu mă înșel, întărește o danie anterioară, prin care mănăstirii Tismana îi sunt oferite 40 de familii de țigani. Acest fenomen rece, într-adevăr, timp de 5 secole istoria României, istoria țărilor române, spațiului moldovanac, la jumătatea secolului al XIX-lea, între 1844-1856, printr-o serie de legiuiri, sunt desființate țigăniile mănăstirilor, statului și robia țiganilor domnești și boierești. Dar această abolire formală nu a fost urmată de un efort din partea statului român de inserție reală a acestei comunități în societatea românească, dimpotrivă. E vorba de abandon, e vorba de marginalizare, dar dincolo de marginea ocupată de evrei, este vorba de o cumplită discriminare care culminează cu exterminarea lor în perioada Holocaustului uitat, dintre 1940-1944. Politicile de asimilare forțată în perioada regimului comunist, dintre 1977-1990, nu au avut deloc rezultatele scontate. Abia în anul 1990, România recunoaște o evidență cât se poate de clară
existența acestei comunități etnice în România, cu statut de minoritate națională, sunt totuși, e cea mai mare minoritate a acestei țări. Oficial sunt 700.000, neoficial nici Dumnezeu nu știe, dar se vorbește despre 1,72 milioane de romi. Și abia în 2011, printr-o lege, este vorba de legea 28 din anul 2011, statul român instituie, printr-o lege adoptată de Parlament, această zi, nici nu știu dacă este comemorativă sau aniversară. E o întrebare la care o voi reflecta și voi încerca să vă ofer un răspuns, poate, spre final. Recunoaște, deci, își asumă statul român această pagină neagră din propria noastră istorie. Încercând să documentez întâlnirea de astăzi, am avut la un moment dat, cred că un moment de epifanie, un moment de revelație, pe care vreau să vi-l împărtășesc. Niciodată, sunt istoric, sunt autor de cărți de istorie locală și n-am avut niciodată perspectiva următoare asupra propriei noastre istorii. V-ați gândit vreodată la faptul că istoria medievală a Moldovei și țării românești, în spațiul lui Moldovanah, și o bună perioadă din epoca principatelor dunărene, ar putea să fie privită ca o istorie a unor state creștine sclavocrate? Adică niște state care au în structura lor socială segmente, categorii importante de locuitori, care au statut de sclavi și cu o economie care se bazează în mod majoritar pe munca forțată și neplătită a acestor oameni. Timp de aproape 5 secole, noi avem astfel de realități în spațiul românesc. Aproape jumătate, dacă nu mai bine, din populația moldovalahă este formată din oameni care sunt în afara oricărei legi. Sunt oameni condamnați la o moarte civilă permanentă. Sunt bunuri aflate în proprietatea unor vătași, a unor seniori, care are drept de viață și de moarte asupra lor. Sunt oameni care nu au voie să se căsătorească interetnic, așa cum m-a sugerat și filmul. Sunt oameni care pătrund greu până și în biserica românească, până și în biserică. Sunt înhumați în cimitire separate. Sunt primiți cu greu în marginea cimitirelor creștine. Sunt la cheremul unor stăpâni. V-ați întrebat vreodată de unde vine această expresie românească a se înneca, precum țiganul la mal? Știți? La mal, nu la mol. Deși că sunt domnul același, e totuși o diferență. E o practică punitivă românească, care ține de obiceiul pământului și ea presupune următorul scenariu. Un stăpân, un țigan acuzat de un delit, bănuit a fi făcut acel delit, și forțat, un țigan forțat să facă un exercițiu de supraviețuire. E pus într-o embarcațiune, e aruncat în apă, are decât o zgardă metalică de care este legat un lanț, și forțat să supraviețuiască. Lanțul nu avea niciodată lungimea necesară pentru a ajunge la mal. Era credința că dacă este nevinovat, Dumnezeu știe și vede tot și nu îngăduie nedreptăți. Sunt obiceiuri ale pământului, sunt obiceiuri ale românilor. Dar chiar și în aceste condiții, cine dorea să se elibereze, reușea în cele din urmă să fugă într-un moment de neatenție al boierului sau atunci când lanțurile mai cădeau în secolul al XVIII-lea, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în special după războiul austro-ruso-turc, 1735-1739, foarte mulți țigani
foarte mulți șerpi, țărani șerpi, români și vecini, pentru că și ei, până la urmă, au cunoscut acest statut social și juridic umilitor de oameni lipsiți de drepturi, oameni ai nimănui. În dreptul romilor, trebuie să conștientizăm faptul că ei nu au avut autorități, nu au avut un stat care să-i apere și la un moment dat părea că și Dumnezeu le-a cam întors spatele. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea avem o depopulare cumplită a spațiului moldovalac. Sunt oameni care efectiv fug de aici. E un loc în care nu ai cum să trăiești. Recensământele dintre 1741-1746 din timpul lui Constantin Mavrocordat certifică faptul că aproape jumătate dintre robii țigani și jumătate dintre șeri, românii și vecinii, au fugit, au părăsit acest iad numit uneori Grădina Maicii Domnului. Pentru ei, locurile din această grădină erau cu siguranță spații ofilit. Acesta este motivul real pentru care Constantin Mavrocordat în 1740 a dat legea de desfințare a șerbiei. Nu a fost neapărat un gest de îngăduință, un gest din spirit religios, în niciun caz. Spațiul românesc devenea tot mai hostil. Erau locuri în care nu puteai pur și simplu să mai trăiești. Iar legea de desfințare a șerbiei, care contravenea obiceiului pământului, i-a obligat pe boieri să jure cu mâna pe Biblie, pe mari boieri și în fața mitropolitului, că vor respecta această lege. Sigur că nu au respectat. În 1766 vor lua totul de la capăt, anulând deciziile luate de Constantin Mavrocordat. La jumătatea secolului al XIX-lea, spațiul românesc este singurul spațiu din Europa creștină în care mai puteai întâlni sclavi. Deschizând ziarele, lucrurile astea erau cât se poate de evidente. Te uitai la rubrica anunțuri și aveai rubrică cu vânzarea de sclavi. Mănăstirile bucureștene puneau anunțuri stradale cu astfel de conținut. E o scurtă introducere pe care am vrut să o fac, o mică contextualizare și eu declar dezbaterea cât se poate de liberă, de deschisă, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că e o alegere motivată, o să o rog pe Nicoleta să înceapă sau... Domnule profesor, nu știu. Vă rog să îmi permiteți să vă prezint invitații. Domnul profesor Adrian Horodnic, inspector, fost inspector de specialitate, fost director al Colegiului Național Ferdinand, fostul meu profesor de istorie, de altfel m-a și m-a stat. Cu domnia sa. Îi mulțumesc foarte mult pentru prezență. Nicoleta Zărnescu, profesor de istorie la Colegiul Ferdinand. Mulțumesc pentru prezență, Nicol. Poet, scriitor, angajat a Bibliotecii Județene de Stat de Sfânt de Mulțumesc. Și în ultimul rând, Iulian Bucur, colegul meu de la Contextul Muzeal, Iulian Antonescu. Apropo, vă vorbește Alin Sebastian Popa, premier unic manager al acestei instituții, adică eu. E liber la dialog, dacă dorește cineva să spargă gheața, să-și prezintă punctele de vedere, opiniile în legătură cu ceea ce facem astăzi, aniversăm, comemorăm, în legătură cu semnificațiile și simbolistica acestei zile. Vă rog! Bună ziua tuturor! Domnul Alin Popa n-a făcut o scurtă introducere, a spus aproape tot ce era de spus, așa, în limar, și a făcut o prezentare și istorică și umanitară, pe un ton ușor, îmi permit să spun, elegiac, așa a simțit. Nu încerc să răspund neapărat la întrebarea dacă este o comemorare sau o aniversare. Aș spune că ceva din ambele, pentru că să explic un pic de ce cred că este o
umanitar, de solidaritate cu evenimentele negative. O aniversare, pentru că vorbim despre un eveniment central, viața comunității rome, evoluția comunității rome și vorba despre momentul dezrobirii. 20 februarie, 8 pe 20 februarie 1856, este un moment poate neapărat crucial. Noi ne legăm foarte mult în istorie de fapte istorice, de momente, de niște jaloane temporale. Însă momentul acesta din 1856 a fost pregătit, după cum spunea Șalin, anterior, a fost precedat de multe semnale care pregăteau cumva evoluția societății românești. Acest spațiu al dependenței personale, care ieșea din Evul Mediu, prin focarul iluminist, prin ideile iluministe în secolul al XVIII-lea, este un spațiu care, pe care trebuie să-l raportăm cumva la ceea ce se întâmpla în întreaga Europa. Adică spațiul românesc, spațiul acesta moldovalac, nu este singurul în care robia exista. Ideile iluministe despre care le-am auzit și în film, da? Vrem libertate, suntem liberi, omul s-a născut liber, dar pretutindeni pare în lanțuri. Ideea lui Rousseau. Ideile acestea iluministe vin să amplifice sentimentul libertății, pentru că anul secolului al XIX-lea, practic, scoate la iveală ideile plămădite, însămânțate în secolul XVIII. Prin urmare, cred că pagina aceasta din istoria romilor este o pagină care presupune un jalon, într-adevăr o bornă temporală, dar problema nu este a momentului respectiv. Problema este a ceea ce s-a întâmplat după acest moment. Dacă societatea românească a fost pregătită cu adevărat și a făcut tot ceea ce era necesar pentru a cuprinde în această pagină toate măsurile care ar fi trebuit să fie luate pentru adevărata eliberare a romilor. Cred că aici ar trebui dezbaterea și cred că acest punct de vedere continuă și în zilele noastre. Și am remarcat în mod deosebit și alocuțiunile de la începutul evenimentului nostru. Îmi permis să spun o fericită doamna Bragna pentru tot ceea ce produce pentru comunitatea romă și știu că este o persoană implicată. La nivelul inspectoratului nostru știu foarte bine, da? La nivelul județului Bacău știu foarte bine ce se face și la nivelul învățământului. Sigur că e nevoie de mai mult. Ceea ce se întâmplă astăzi este un element, dar nu este suficient. Romii, după cum s-a spus și în film, erau de trei mari categorii. Erau robi domnești, robi mănăstirești sau bisericești și robi boierești. Și ați văzut că nu s-amestecau unii cu ceilalți. Pentru că fiecare avea un fel de identitate, deși mărturia lor în procesele de judecată era invalidată, era inexistentă, deși nu erau considerate persoane cu calitate juridică, cu personalitate juridică. Acesta era statutul romilor în secolul al XIX-lea. Pe parcurs însă, cred că exemplul unor personalități mari boieri din perioada aceea. Cogălnicianu poate este unul dintre cei mai mari moșieri, cei mai mari boieri din Moldova, care, prin puterea exemplului, a făcut ceva, nu suficient. Ori foarte multe sunt și politizate, trebuie să recunoaștem, au efectul politic în perioada respectivă. Golești la fel. Însă, momentul era necesar pentru că toată această pleiadă de personalități sunt construite de o generație pre-pașoptistă și o generație pașoptistă, care pune sub semnul, sub lozinca eliberării și a libertății, a drepturilor, Revoluția de la 48 proclamă cumva sau dorește în programul ei dezrobirea țiganilor. Chestiune care este punctual agățată în proclamația de la Islas, de exemplu. Deci problema dezrobirii este o problemă care nu a venit brusc în 1856 sau nu s-a rezolvat brusc în 1856. Este un moment care ați văzut că a început de la mijlocul secolului al XVIII-lea și continuă. Dacă ce s-a întâmplat, un element pe care aș vrea să-l pun ca simbol, ce s-a întâmplat după dezrobire, din studiile
din ceea ce am mai cercetat, am aflat că după 1856, dintr-un o aproximație de 7% cât era populația romă în Moldova și Valahia, undeva la 250.000 de suflete, se pare că la finalul secolului al XIX-lea mai rămân 200.000, aproximativ 200.000. Deci cei 50.000, practic, nu au dispărut în neant, da? Ci problema a fost emigrarea. Deci dintr-un spațiu care le dăduse libertatea, totuși au ales să plece. Alegerea, până la urmă, este o altă libertate. Comemorăm, așadar, un moment, da, noi, acum și cei care, păi, suntem părtași la acest trecut, pentru că ne aparțin. Aparțin cu totul și noi aparținem vouă și nouă, pentru că trebuie să fim solidari și cred în această idee de solidaritate foarte mult. Personal, am fost implicată într-un proiect cu strategia de îmbunătățire a situației romilor pe vremuri, când prefectura a creionat un acest proiect printr-un grant european, și mi-amintesc perfect că am pregătit niște elevi de clasa 12 atunci pentru bacalaureat și unii dintre, toți romii, bineînțeles, au luat bacalaureatul, unul dintre ei mi-a spus: doamna, dacă iau, vin și vă cânt. A luat, dar nu m-a mai cântat. Îl aștept în continuare. Dar mi-a promis. Știu, copii buni, copii inimoși, copii deosebiți. Eu chiar m-am bucurat și atunci am descoperit valoarea autentică a lor în proiectul respectiv, pentru că am împărtășit un an de zile foarte multe cu ei. Stăteam împreună într-o sală de clasă și cred că a fost momentul, uitați, dacă am avea astfel de exemple, mai multe astfel de exemple de colaborare, de proiecte colaborative, cred că am realizat mai mult ce suntem unii pentru alții, ceea ce putem face unii pentru alții. Pe mine acel proiect cred că m-a îmbunătățit și m-a lărgit așa sfera, până la urmă, de interpretare, dincolo de istorie, aceea umană.